Guvernul și-a asumat răspunderea asupra mai multor proiecte, printre care cel cu privire la rectificarea legii bugetului de stat și a legii cu privire la sistemul de salarizare. Decizia a fost luată la ședința Cabinetului de Ministri. Astfel a fost aprobată dublarea salariilor angajaților din sistemul medical. Au fost alocați bani pentru susținerea mediului de afaceri și a cetățenilor care au fost afectați de crizele pandemiei. Tot aici alocarea unui sprijin unic pentru pensionari în valoare de 700 de lei. Proiectul privind dublarea salariilor medicilor prevede că din 1 septembrie, în prima etapă, vor beneficia de majorare în jur de 4.500 de angajați din sistemul de sănătate. În acest scop au fost alocate 400 de milioane de lei. De la 1 ianuarie 2021 cu încă 30% și în prima jumătate a anului 2021 cu încă 40%. Se asigură o echitate, dat fiind faptul că venim cu majorări de salarii, într-adevăr, pentru cei care sunt în prima linie. Este și un semn de recunoștință pentru toți cei care sunt la straja și a sănătății, dar și a vieții populației. În același timp, guvernul a majorat fondul de subvenționare în agricultură cu 100 de milioane de lei, a alocat 50 de milioane de lei pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, dar și a fost stabilită alocarea indemnizației unice în valoare de 700 de lei pentru pensionarii care primesc mai puțin de 3.000 de lei. Pe de o parte, susținerea suplimentară a unor categorii de populație cele mai afectate, cu venituri cele mai mici, este vorba peste 660.000 de cetățeni, în etate în primul rând. Important în această sumă este acoperirea cheltuielor legate de majorarea salariilor cu 30% pentru personalul medical. Sunt însă și alocări de resurse financiare importante pentru susținerea unor ramuri ale economiei. Proiectul privind modificarea legii bugetului prevede că veniturile bugetului public național vor crește cu 52,4 milioane de lei și vor fi de 61,7 miliarde. La capitolul cheltuieli se prevăd 79,3 miliarde de lei. Deficitul, potrivit Ministerului Finanțelor, va fi acoperit de asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene în valoare de 100 de milioane de euro și emiterea suplimentară a valorilor mobiliare de stat în sumă de 2 miliarde de lei.